Și Kevin îl are puțin turtit. Are nas de boxă. Și Kim? Da, Kim și cu Carol la urmă sunt curile la fel. Seamnă foarte bine între. Adică seamnă cu mami sau cu tati. Asta nu mai știu. Stau cu semănatul. Eu nu văd nici pe jur care seamănă cu niciunul dintre noi și nici pe triplet. Ca să-i fie mai ușor, Nicoleta folosește un pătuț drept spațiu de depozitare. Poate deschide fără probleme un mic butic cu hăinuțele tripleților. Zeci de bărbițe și bluzițe au fost primite în dar de la prieteni. I-au rămas și de la Jolt Junior lucruri. Grămadă de căciuleițe am primit. Asta îmi place foarte mult. Și uite cât o veste mică, care sunt mari. Căciuleile astea are mușturile. Nu-i familie, chiar atâta sperios ajungă la numărul ăsta la picior. Da, băieții se ajungă pe la 2 metri. Să impresioneze pe toată lumea. Zâmbește puțin, mama. Zâmbește. Nu vreau, s-a potoșit de tot. La 17 zile după operația de cezariană, Nicoleta spune că se simte foarte bine. Nu se gândește deocamdată la kilogramele acumulate în timpul sarcinii. La mine deocamdată e bine pentru că încă alăptez. Mănânc regim de, pentru alăptat, gen, toate sunt fierte, nu mănânc nimic crud că mi-e frică de colici. Dar după cum vedeți, tot au, tot mai mărâie, mai... În momente când chiar plâng în timpul somnului, dar îi lasă în pace. Își consumă somnul sau gemetele și în momentele alea stau doar să-i supraveghez atât. Îi las și pe urmă se cumințesc și dorm în continuare. Următoarea întrebare era câte kilograme am slăbit. Încă nu vă spun pentru că încă nu am început un regim pentru slăbit, dar în momentul în care mă voi opri cu alăptatul pe la 6 luni, sper să dea Dumnezeu să am atâta timp lapte, atunci o să mă apuc de regim, de sală, nu știu dacă am voie, dar cred că pe la sfârșitul lui noiembrie o să mă apuc așa încet încet de not, să vedem cum reacționează corpul la mișcări. În apă eu sper că bine, că după atâta timp de stat în pat, de nefăcând mișcare, corpul am văzut că a avut de suferit. Înțeleg că nu o să te grăbești să slăbești. Nu o să mă grăbești. Așa de la sine. Da. Dar bine, cine vrea să slăbească cu adevărat, să vină la un antrenament aici de o săptămână. Și vă spun eu că cu toate mesele pe care și le doresc să le mănânce, nu o să apuce să le mănânce, nu o să apuce să doarmă, să se odihnească, stresul va fi maxim, mai ales că eu îl provoc.